Cei doi bărbați în vârstă de 39, respectiv 49 de ani au fost surprinși în flagrant de către jandarmii brăileni, care se aflau în executarea unei misiuni de prevenire și combatere a braconajului piscicol. De la aceștia au fost ridicate în vederea confiscării un număr de 22 de plase tip monofilament în lungime totală de aproximativ 1500 de metri, 3 plase tip avă, 3 prostovale și o vârșă.